gata. Bună ziua! Declar deschise lucrările ședinței Ordinare Consiliului Judetean. Domnilor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței Ordinare Consiliului Judetean, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale numărul 215 din 2008. La ședință absentează domnul Eduard Corduneanu, care e plecat în concediu, domnul Mihai Stoica, înțeleg că are concediu medical, domnul Nichita, un concediu este și concediu, și domnul Lucaci. Aceeași situație este plecat în concediu. Constatând că la această ședință sunt prezenți 31 de consilieri județeni din totalul de 35 consilieri în funcție, inclusiv președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii numărul 215 din 2001 a administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței ordinare desfășurate în data de 28 iulie 2016. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât nu o să mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 6 proiecte de hotărâre referitoare la punctul 1. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Ion Crangă Humurești. Punctul 2. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Vicaz. Punctul 3. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Calistrat Podaș Piatra Neamț. Punctul 4. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț. Punctul 5. Desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Și la punctul 6 aveam modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 170 din 2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Culturală Stat Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes județean. Propun ca aceste proiecte să fie analizate de primele la ordinea de zi, urmând ca celelalte proiecte să fie remunerate. Dacă mi-e permis să vă întreb la urmă, doamne și domnule, aceste 6 proiecte pe care se suplimentează ordinea de zi, categoric se circunscriu ordinței pe care oricând Consiliul Județean în ceea ce privește investiții în județ. Însă, le-am primit la comisii și acolo cu întârziere, categoric nu a existat timpul fizic necesar pentru a analiza toată documentația, dar mai mult decât acolo de președinte, în proiectele de hotărâre pe care le-am primit, se face vorbire la punctul 3 la fiecare proiect de anexa 2, care ar fi cuprins acele cheltuieli pe care să înțelegem în ce constau. Și nu există anexa 2. Deci, practic, a trebuit să luăm o hotărâre neștiind exact în ce constau aceste lucruri. Suntem într-o situație în care ar trebui să votăm ceva ce nu știm. Doamna afară, la chestia. Vă rog. Deci, iertați-mă, eu le-am probat în față, dacă vreți să mă cenzurați nouă, tu, Doamne ferește, dar vă arăt că nu am anexă, n-am decât anexa 1. În documentațiile tehnică economice. Credeți că am fi avut timp niște videorafuri, dar putea să le studiem în câteva minute? Adică acum discutăm omenește, vorbim, ca timp fizic. Doamna consulie, că ți-am dat înțeleg și chiar vreau să... E vorba de sume de bani, iertați-mă. Vreau să am un dialog constructiv cu opoziția din Consiliul Județean. S-a muncit zi și noapte, până la ora 2 noaptea și credeți-ne că astăzi am reușit să terminăm și să avem niște sume, pentru că trebuie să depunem, avem niște termene limite. Putem să începem o discuție aici și o polemică pe ce am reușit să studiem, bibliograful, nu. Așa cum ați spus, eu cred că interesul județului Neamț și a celor din PSD și a celor din Partidul Național Liberal este să accesăm fonduri europene, să aducem cât mai mult bani în județul Neamț. Sunt eu cred că
ar trebui să depășim în momentul ăsta, pentru că nu face nimeni nimic pe lângă lege. Atunci, domnul președinte, sunt în asentimentul dumneavoastră, atât eu cât și colegii mei din grupul liberal, dar măcar să nu devină o practică această situație. Nu, eu vă promit că nu va fi o practică. Pentru că în această situație, vă dați seama, la urmă, hotărâm ca niște bani să fie investiți în timpul cu totul de acord, dar trebuie să știm ce ne prezint. De acord și sunt de acord cu dumneavoastră, însă au lucrat colegii noștri până la doua noapte și astăzi de dimineață și atât s-a putut face. Vom lua cu titlul de excepție în cazul ăsta. Din creșterii, dar înțelegeți, nu o comisie specialitate de cultură educațională. Mi s-a dat devizul general a anexelor, care sunt date de greve, privind obținerea amenajarea terenului și așa mai departe. Tot ceea ce se face cu așa. Pentru a spune reubilității, doar de pregătare. Haideți să depășim, am înțeles să recunoaște. Poate domnilor de la juridic nu li s-a dat. Bun. Vă supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu noua numerotare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să vă facă o precizare. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbateri și în votul astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale a fost limitarea absolută a hotărârii adoptate. Este cineva care nu poate vota? Nu. Pot. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Ion Creangă Comulești. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil, un vot împotrivă pentru considerentele expuse doamna Monica. Votul împotrivă fiind azi unei. Pe aceleași considerente. Am înțeles. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Picasso. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Calistrat Hoga și Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil.
Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea a 6 consilieri județeni în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, este necesar să recurgem la vot secret. Vă prezint următoarea procedură de vot prevăzută de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Neamț. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este înscris numele persoanei propuse. Intrând în cabină, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului dacă persoana care votează nu dorește să-l aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele persoanei propuse dacă dorește să-l aleagă. De asemenea, propun că această procedură să fie valabilă și la punctele 8, 9, 18 și 19 ale ordinii de zi. Supun la vot aceste propuneri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, procedura de vot secret a fost aprobată. Vă invit să facem propuneri pentru ad hoc. Din partea Partidului Social-Democrat și a majorității, domnul Borcean Adrian, domnul Murariu Vasile, domnul Nica Vasile, domnul Gabi Pavel, domnul Mihai Alexandru, atât. Din partea Partidului Liberal, doamna Anton Monica, domnul Bele Polucian și domnul Stavare de Valete. Urmează ca buletinele de vot să fie multiplicate. Rog Comisia de Validare să demareze procedura de vot. Invit membrii Comisiei de Validare să se retragă. Dacă sunteți de acord să mergem mai departe, cum se fac buletinele? Punctul 6. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 170 din 2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Culturală Star Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de realizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, demolare coș-fum, centrală termică și construire coș-fum nou, amplasat în incinta Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae Roma. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, este necesar să recurgem la vot secret. Vă invit să faceți propuneri. Din partea Partidului Social-Democrat, doamna Ciubotaru, doamna Delina Dălunica. Din partea Partidului Național Liberal, doamna Ișciu Mihai. Urmează ca buletinele de vot să fie multiplicate. Vă propun să mergem mai departe la următorul punct al ordinii de zi până se multiplică buletinele de vot. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraților din județul Neamț
în cadrul adunării reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Vă invit să faceți propuneri. Majoritatea din Consiliul Județean ne-a adunat de propuneri. Domnul Stavara, echivalente. Buletinul de vot la top o să vi-l citesc ca să-l dăm la multiplicat. Adrian Burceanu, domnul Vasile Murariu, domnul Vasile Mica, domnul Gabriel Dan Pavel, domnul Mihai Alexandru, doamna Elena Monica Anton, domnul Lucian Florin Teletro și domnul Valentin Constantin Stavarache. Avem 8 propuneri și trebuie să rămână 6. O să dați 2 de pe listă. Casa de Asigurări de Sănătate ne-am doamna Mădălina Veronica Ciubotaru și doamna Mihaela Elena Isciuc. Este în regulă? Da. Și la Casa Națională, reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate ne-am în Casa Națională, domnul Valentin Constantin Stavarache. Este în regulă, putem să le multiplicăm, da? Da. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Comisia de Buget a disfavorabil și a luat act și de amendamente pe care le-a formulat dumneavoastră, începe dumneavoastră și prin comisia sumatește. Citiți-o dumneavoastră. Amendament la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț în ședința de 24.08.2016. În temeiul articolului 104 aliniatul 2 din legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu mai și proprietățile ulterioare, având în vedere că până în prezent Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu a transmis avizul solicitat încă din data de 25.07.2016, prin adresa numărul 14.959, propun modificarea articolului 2 din proiectul de hotărâre, după cum urmează. Citesc. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2016, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget, excepția literei A1, litera B și litera C ale articolului care vor intra în vigoare la data obținerii avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Acesta este amendament. Vă supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea domnului Iulian Ghercă în funcția de director, manager al Complexului Muzeal Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Domnul Iulian Ghercă, dacă da. Sunteți în sală, aș vrea să vă prezentați pe noi. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, nu vă reprezint mult din timpul dumneavoastră, aș vrea să spun doar două, trei cuvinte. Sunt la bază profesor, licențiat în istorie și drept, cu doctoratul în istorie. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați primit în echipa noastră și așa cum au spus și studiile de specialitate pe care le-am consultat în documentarea proiectului de management, am observat că este o grijă și o dorință a autorităților locale de promovarea culturii în județul Neamț. Studiile plasează județul Neamț undeva pe onorabil loc 14 la nivel de țară, iar la
nivelul alocării de fonduri la locul 9, ceea ce spune foarte multe dorința dumneavoastră autorităților locale de a sprijini actul cultural în județul Neamț. De aceea mă bucur să fac parte din echipă și vă mulțumesc încă o dată. Mult succes în continuare și sper ca Complexul Muzeal Neamț să aibă dumneavoastră un manager eficient și activitățile pe care le întreprindeți acolo să aibă succesul așteptat de noi. Succes! La punctul 12, la ordinii de zi, este înscris proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Bibliotecii Județene GT Chirilianu Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 13 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru rectificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 79 din 2015 privind modificarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Lozin. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 14 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget? Aviz favorabil. Comisia Cultură? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 31 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 15 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrarea Patrimoniului. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 31 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. Facem atât. Bun. Întrerupem și dăm drumul la vot pentru reprezentanții în atât. Thank you.
Gabriela. Dumnezeu cu Florin.
Maroliu, da. Manoliu Dan. Nu votează. Mihai Alexandru. Murariu Vasile. Hai Dani. Dan Manoliu. Da. Da. Hai, Alexandru!
Gracias.
Invit președintele Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul votului secret. Proces de vată din rezultatele votului exprimate cu desemnarea unor conferențe de sedinte a membrii autorității teritoriale de ordine publică Neamț. În conformitate cu prevederile legii numărul 250/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări de ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Judetean Neamț numărul 135/2016, cu modificări și completări ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi, 24/2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat în desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai autorității teritoriale de ordine publică Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinile de vot Adrian Bolocean, Vasile Muralin, Vasile Nica, Gabriel Dan Pavel, Mihai Alexandru, Ghelena Monica Anton, Lucian Florin Elepco, Valentin Constantin Savarai. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 31 voturi exprimate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Adrian Bourcean, 20 de voturi. Vasile Murariu, 20 voturi. Vasile Nica, 23 voturi. Gabriel Dan Pavel, 29 voturi. Mihai Alexandru, 30 voturi. Elena Monica Anton, 29 voturi. Lucian Florin Pelepo, 13 voturi. Valentin Constantin Savarache, 11 voturi. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată desemnarea următorilor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Domnul Adrian Bourcean, domnul Vasile Muraviu, domnul Vasile Nica, domnul Gabriel Dan Pavel, domnul Mihai Alexandru și doamna Elena Monica Antor. Semnează toți membrii Comisiei de Validare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Da. Propun să demarăm procedura de vot pentru Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Am pus că venuți.
discuție? Van Gabriela. Boacă Dan. Boacă, Boca, vă rog, cum nu mai poți. Dați un miel. Boca, Ivan, băi, ia! A și votat, mă rog, aș. Oceanu Adrian. Bulai Ioana Zianina. Bucanu Bogdan. Nu va fi pasat de asta. A fost Gabriel Dan.
Radi? Fii bărbat. Da, bine. Demonstrează lucrurile. Nu am
Ionel. Nu, 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 nu
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 17 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil în proprietatea județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 18 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, este necesar să recurgem la vot secret. Vă invit să faceți propuneri spre a fi înscrise pe buletinele de vot. Din partea Partidului Social Democrat, Dan Vasile Constantin. Doamna Panu Gabriela, din partea Partidului Național Liberal. Vă propun să mergem mai departe până facem buletinele de vot. La punctul 19 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea unui reprezentant titular și a unui supleant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț, este necesar să recurgem la vot secret. Vă invit să faceți propuneri spre a fi înscrise pe buletinele de vot. Pentru postul de titular, din partea Partidului Social Democrat, doamna Olga Mistur. Pentru titular, din partea Partidului Național Liberal, doamna Banu Gabriela. Banu Gabriela? Da. Pentru supliant, din partea Partidului Mișcarea Populară. Doamna Tudiriță Andrei. Atunci, până tipărim buletinele de vot, vă propun să mergem mai departe. Diverse, avem două rapoarte. La punctul A, raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea și a gravidelor în risc social. Raportor, Comisia pentru Protecția Copilului Neamț. Dacă aveți întrebări. Nu? La punctul B, raport privind participarea membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț la cursuri de formare inițială și continuă, rolul Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț în promovarea drepturilor copilului cu dizabilități. Raportor, Comisia pentru Protecția Copilului Neamț, dacă sunt discuții. Buletinele de vot la Comisia de Orientare Școlară. Sunt două propuneri, doamna Vasile Constantin și doamna Gabriela Banu. Iar la parteneriat, pentru postul de titular, sunt două propuneri, doamna Olga Nistor și doamna Gabriela Banu. Și la supliant, doamna Andreea Tobilițe. Vă propun să facem o pauză și să așteptăm puțin până atunci. Sunteți de acord să votăm ambele variante odată? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da.
În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, îmi revine obligația de a vă informa că în perioada 26 august 5 septembrie mă voi deplasa în Shanghai, China, pentru a participa la manifestarea Huawei Connect 2016. În acest interval, atribuțiile cele din președintelui vor fi delegate domnului vicepreședinte Laurențiu Cristian Cristinel Dulam. Nemai fiind alte probleme... Domnul președinte, dacă îmi permiteți și mie scurt intervenția asta, sigur că vă rog. Aș vrea să vă readuc acum noastră căci plenului Consiliului Județean în atenție necesitatea alocării cele de a doua tranșă pentru achiziționarea aparatului radiologic care a fost principal județ în Roman. Aș vrea să vă reamintesc faptul că început din luna asta, primea achitarea cei a doua tranșă cu ceva penalizări. Deci, ca un principal, va fi în situația de a fi penalizări. De aceea, consider că ar putea să facă obiectul unei ședințe extraordinare. Chiar... Am discutat astăzi cu domnul Dan Mamoriu, colegul nostru din Consiliul Județean, același subiect. Săptămâna, data de 8, cred, 8 septembrie, vom avea o ședință extraordinară a Consiliului Județean, unde avem o rectificare și încă nu avem sume venite de la guvern, vedem în funcție de alocarea financiară județului Neamț, să încercăm ca în prima ședință să dăm acești bani pentru spitalul de la mulțumesc. Iar deci, circulația documentelor din Consiliul Județean va fi atribuția domnului vicepreședinte, cât timp voi fi plecat atribuția domnului vicepreședinte a SAFTEI, iar ordonatorul lucrătorilor restul va fi domnul Lamăr. Atribuțiile vor fi împărțite. Asta, că ne-am invitat să precizez și asta. Așteptăm până se Împotrivă, se abține cineva?
cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Domnul Dambasele Constantin nu a participat la vot. Pentru proiectul de hotărâre, reprezentantul în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare, invit numele Comisiei de Validare. Invit președintele Comisiei de Validare. În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 135/4/2016, cu modificări și completări ulterioare, s-a întâlnit astăzi în ședință 24 august 2016 pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț, precum și a suplentului acestuia. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot. Titular, Ordinea Listor, Gabriela Ban, suplean, Andreea Prodiriță. După deschiderea urnei și numărarea buletinului de vot, s-au constatat următoare. Au fost 31 voturi exprimate, 30 voturi sunt valabile, un vot a fost anulat. S-au obținut următoarele rezultate. Ordinea Listor, 19 voturi, Gabriela Ban, 11 voturi, Andreea Păvirițe, 30 voturi. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi raportat la majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare constată desemnarea ca reprezentant titular al Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social de Județul Neamț a doamnei Olga Nistor, iar ca supleant a doamnei Andreea Codiriță. Semnează în numele Comisiei de Validare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Numai fiind alte probleme înscrise în urmă de zi, declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc!